Tragedia a avut loc în jurul orei 6:30 și în câteva minute locul a fost împânzit de polițiști. Femeia a fost identificată după ce mama acestea a apelat-o, iar telefonul a sunat lângă trupul neînsuflețit. Familia femeii bănuiește că fostul soț al acesteia ar fi autorul crimei, întrucât era violent și în trecut a mai urmărit-o și a amenințat-o. Dar bă, ce-am făcut? Ce-am făcut, săracă? Că iau puteie care o răbdată, frate, mă bătut. Eu mă puteie să părăsa căsucă, săracă. Dimineața când o mărs la lucru, o pândit-o și-o executat-o aici. Nu știu nimeni când vine, nu știu nimeni, eu-s fratele. Mergea singură și cât am știu că el acasă mergea soțul și o ducea cu mașina. Chiufă, oamenii spun că au auzit-o strigând tare acum dimineață când a omorât-o. Deși băiețe au auzit de acolo, dintr-un bloc mai din spate. Și m-a sunat pe mine și a zis, mami, zice, Anca e acasă sau e plecată la lucru? Zic, chiar mai înainte eu plecat la lucru. Am ieșit repede pe geam, am văzut că e lumea aici, în colț, și zice, unul că celălalt. Zice, da, e tânără. Și când au zis că e tânără, am fugit repede în casă la soțul și am zis, ai de mine, măi, omul, i-a dat pe de omorât-o pe Ancuță. Zic că, uite, am auzit oamenii la colțul blocului întrebându-se că, da, a fost tânără femeia. Cei doi soți au fost căsătoriți 21 de ani și aveau 3 copii. La fața locului s-a deplasat o echipă de criminaliști care a făcut cercetări pentru a se stabili împrejurările în care a murit femeia. Fostul soț al femeii a fost identificat de polițiști și a fost dus la audieri. Pe larg despre acest subiect aflați însă din emisiunea Actualitatea Mara Media, care urmează imediat după jurnal.